Până în ziua de azi, cunoaștem peste 3600 de specii de șerpi, dar numai cobra regală poate fi considerată un străin printre ai săi. Cum poate să fie una ca asta posibil? Haideți să ne lămurim! Cobra regală este într-adevăr un tip unic de șerpi. În timp ce marea majoritate dintre ei vânează insecte, mamifere, șopârle, broaște și chiar pești, acest șarpe și-a ales cel mai ciudat și mai înfricoșător meniu. Mănâncă semeni de-ai săi și nici nu prea alege. Îl mănâncă pe cel care îi cade la îndemână, care n-a reușit să se târască suficient de rapid și zicând suficient de rapid, am în vedere chiar rapid. Însăși cobra se mișcă pe uscat cu viteza de 6 km pe oră, plus înoată destul de bine. Iată cum arată o luptă de-a ei cu șarpele cu 4 dungi. Pare că cobra literalmente și-a hipnotizat victima. Apoi urmează o aruncare bruscă. Câteva secunde ajung pentru ca bietul șarpe să nu poată să se mai opună deloc. Rămâne doar să înghită prada. Asta cobra o face fără a amesteca, pe de-a întregul. Datorită fălcilor sale flexibile, ea poate mânca un animal care întrece de multe ori mărimea capului său. Dacă o invitați la un Big Mac, îl va înghiți cât ați clipi. Apropo, oare șerpii pot clipi? Cine știe să ne scrieți neapărat în comentarii. Iată altă poziție din meniul cobrei, șarpele șobolan. Este mult mai subțire, cenușiu, dar nu cred că avem nevoie de alte caracteristici de identificare pentru că foarte curând urmează să fie mâncat. Încet și cu plăcere, fără a aștepta ca veninul să-și facă treaba. Vedeți? Victima continuă să se miște, deși cobra deja a început să o înghită. Deci, literalmente, o mănâncă de vie. Să te salvezi de la cobra regală este pur și simplu imposibil. Dacă iese la vânătoare, sigur își va găsi prada, oriunde nu s-ar fi ascuns, chiar și sub pământ. Iată un video unde cobra se strecoară într-un orificiu ca să ia cina, savurând un șarpe naja-naja. Cum de în general și-a dat seama că acolo jos este cineva? Da, este un prădător incredibil de înspăimântător. Apropo, naja-naja sau cobra indiană este o creatură a naibii de otrăvitoare. Unii cercetători susțin că un singur gram de venin de-al ei poate să ucidă 140 de câini de dimensiuni medii. Ce crede despre asta cobra regală? Haideți să o întrebăm! Corect, îi este cam tot una. De la ea nu poți să te ascunzi sub pământ, dar măcar poate sub apă. Na, după cum v-am spus, ele înoată destul de bine și se vor băga în apă ca să scoată de acolo încă vreo cină. De exemplu, încă vreun naja-naja. Cobrele întotdeauna primesc ce vor. Despre ce vorbim? Însă și elefanților le este teamă de ele și nu trebuie să vă gândiți că pe ei îi sperie totul pe lumea asta, chiar și șoriceii inofensivi. Nu, șoricii pur și simplu nu le plac elefanților, pentru că sunt mici și se mișcă foarte rapid. Treaba cu cobrele regale stă cu totul diferit. Chestia e că o singură mușcătură a cobrei regale este de ajuns să ucidă un elefant. Și se pare că elefanții știu despre asta. Cine ar vrea să se întâlnească cu o creatură care ar putea să-l ucidă fără efort? Dar de ce cobrele regale sunt într-atât de periculoase? Nu putea natura doar așa odată să ia și să decidă că trebuie să creeze o specie care impune groază și teamă doar dintr-o singură privire. Pentru a ne lămuri în asta, trebuie să clarificăm câteva chestii. Pe planeta noastră există câteva specii de animale care sunt imune la venin. Manguste, unii arici, sconcșii și desigur că bursucul de miere. Astfel încât fiecare dintre ei mănâncă șerpi, în procesul evoluției au reușit să se adapteze la mușcăturile mortale. Unii dintre ei au imunitatea mai slabă, de exemplu aricii, în timp ce bursucul de miere, de exemplu, este un adevărat monstru al lumii animale, care e capabil să ucidă și să mănânce orice șarpe îi dorește inima. Există și exemple mai puțin evidente, cum ar fi anumite specii de anghile, care sunt imune la mușcăturile șerpilor de mare.
unii hârciogi întâlniți pe teritoriul Californiei, care la fel sunt capabili să supraviețuiască mușcăturilor de viperă. Pe cobrele regale, evoluția la fel nu le-a lăsat fără cadouri. Veninul lor nu se consideră a fi cel mai periculos din lume și ele n-au reușit să devină și mai otrăvitoare. Dar asta nu le-a încurcat să participe în cursă cu alți șerpi otrăvitori. S-a dovedit că, ca să fii considerat cel mai periculos șarpe din lume, trebuie să produci mai multă neurotoxină. Cobrele regale produc atât de multă neurotoxină că e de ajuns să ucidă 20 de oameni timp de câteva minute sau un elefant timp de câteva ore. Veninul lor afectează centrele în creier care răspund pentru căile respiratorii, provoacă oprirea respirației și insuficiență cardiacă. Dar asta nu e totul. Nu degeaba am enumerat animalele care se pot lăuda cu imunitatea la venin. Sună straniu, dar și cobra regală are așa imunitate. Fiind cel mai mare șarpe veninos din lume, ea nu este deloc afectată de veninul altor șerpi, pe care preferă și să-i mănânce. Și ce avem într-un final? Un șarpe enorm, imun la venin. Sună ca cel mai nașpa coșmar din lume. Nu este de mirare că ele sunt niște adevărate mașini de ucidere. De ucidere a altor șerpi, ca să fim mai exacti. Din fericire, ele nu vânează nici elefanți și nici oameni. Mi se pare că cobrele regale sunt gata să atace în orice moment, chiar și dacă asta se întâmplă fix după naștere. Da, ați auzit bine. Nu trece mult timp și li se face foame. Trebuie să mănânce. Asta înseamnă că vor primi mâncarea dorită. Ce este asta? Un șarpe de măslin? Mulțumesc, complimentele mele pentru bucătar. Da, am încercat să vorbesc ca un șarpe și sper că mi-a reușit. Dar nu există așa ceva să-ți meargă mereu chiar dacă ești o cobră regală. Iată de exemplu asta deodată ce s-a născut a devenit victimă a unui crocodil. Cum rămâne cu alte animale cu care cobra regală împarte teritoriul? Eu nu voi lua în considerație mangusta, păsările sau maimuțele. Haideți să vorbim despre adevărații prădători. De exemplu, despre tigrul bengalez. Ăsta impune respect, dar nu și pentru cobra regală. Pisicile mari încearcă să se țină departe de ele, ca să nu își primească doza mortală de venin. Se cunoaște un caz când în stomacul unui tigru mort au găsit o cobră regală. Ghiciți de la ce a murit? Corect, din cauza veninului. Cobra filipineză, care se găsește, corect, pe insulele Filipine, pe bună dreptate se teme de cea regală, din cauza că e parte din meniul acesteia. În caz că veți avea vreodată posibilitatea să vedeți vreo luptă dintre astea două, știți pe cine să pariați. Varanul uriaș sau dragonul modern sau dragonul de Komodo. El la fel este otrăvitor. Habitatul său nu se intersectează cu cel al cobrei regale, dar dacă așa întâlnire ar avea loc, probabil că cobra nu ar avea suficientă putere pentru a mușca prin pielea lui groasă. Ursul brun eurasiatic. Ce să zicem aici? Fără șanse. El este mai mic decât un elefant, așa că probabil că va muri și mai repede, dacă o va înfuria pe cobra regală. Știu la ce v-ați gândit. Ce se va întâmpla dacă două cobre regale se vor lupta împreună? Oamenii de știință cunosc că femeia ucide masculul dacă împerecherea nu a mers după plan. Uneori masculul ucide femeia, dar se întâmplă uneori dueluri adevărate cu șerpi, după toate regulile etichetei șerpiene. La o anumită vârstă, masculii de cobră regală încep să călătorească în căutarea unei partenere. Uneori, în loc de femeie, dau peste alți masculi. Un pic neplăcut, dar dacă așa întâlnire are loc, escalează într-un duel în plină desfășurare, în care nimeni nu mușcă pe nimeni. Mai degrabă, masculii de parcă se împletesc unul cu altul și din toată puterea se străduie să țină inamicul la pământ. Acest comportament este adesea confundat cu curtarea, dar este cea mai obișnuită luptă. Doar că regulile nu sunt chiar clare. Dacă ne-ar explica cineva, cobrele nu sunt prea vorbărețe. Totuși, careva informații putem să aflăm și fără să vorbim cu șerpii. Fără să vorbim cu șerpii, am zis, data viitoare, Harry!
Cobra regală are cel puțin un adversar în lumea șerpilor care poate să se compare cu ea în putere și este vorba despre piton. Da, întâlnirile lor pot să se termine cumva așa. Și cum să înțelegi cine a câștigat? Se pare că totul decide viteza. Dacă cobra regală reușește să-și muște inamicul în zona capului, atunci el moare garantat. Dar și pitonul poate să o ucidă strângând-o într-o ultimă îmbrățișare. Brr! Aici nu există nimic paranormal. Pitonul are o putere de presiune uriașă, dar pitonul nu are nevoie să strângă jertfa până asta se va sufoca. E de ajuns să afecteze destul de mult organele interne. Iar asta se întâmplă foarte rapid. Și totuși, populația cobrelor regale scade rapid, nu din cauza pitonilor. Doar nu sunt mai mulți ca să aducă alte specii în pragul dispariției. Numărul cobrelor regale a scăzut cu 30% din anul 1935 până în 2010. Și ghiciți care este cauza? Da, de vină este defrișarea pădurilor. Cobrele regale preferă să locuiască acolo unde sunt mulți copaci. Iar când aceștia sunt tăiați, ele își caută altă casă. Și știți unde merg? La oameni. În general, ele încearcă să se țină departe de oameni. Noi nu intrăm în meniul lor și mai ales că reprezentăm un pericol. În ultimul timp însă, întâlnirea neplăcută cu șerpii se întâmplă tot mai des și mai des. Oamenii de știință nu știu câte cobre regale există în lume. Ei bine, dacă defrișările de păduri vor continua, în curând vom afla. Și cel mai probabil că ne vom cunoaște cu ele mai îndeaproape decât am fi vrut. Nu voi vorbi despre ecologie și toate astea, dar gândiți-vă, voi ați fi fericiți de o astfel de întâlnire? Eu personal nu. Dar nu pot vorbi pentru toată umanitatea, deși eu aș pleca în altă parte, undeva pe alt continent. Totuși există locuri unde acești șerpi nu sunt doar iubiți, ci crescuți special. Bine ați venit în satul șerpilor din Thailanda! Locuitorii acestui sat au crescut cobre regale decenii la rând. Și totul de dragul de a atrage turiștii care vin în masă să vadă animalele domestice mai puțin obișnuite. În ultimul timp, cobrelor le este din ce în ce mai greu să dobândească hrană. Ați înțeles singur de ce. Dar asta nu îi împiedică pe localnici să se distreze într-un mod cam ciudat. Box cu cobra regală. Cum poate să-ți vină așa ceva în cap? Deci, nu este deloc straniu că fiecare om din acel sat a pierdut o parte a corpului, cel mai des un deget. Cam trist, dar dacă sincer nu e o plată atât de mare pentru a da în nas unuia dintre cei mai periculoși șerpi din lume. Pentru orice eventualitate, vă rog, nu încercați să repetați asta acasă. Iată, acesta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii cine dintre voi ar vrea să viziteze satul șerpilor din Thailanda. Abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și nu uitați de like. Pe curând!